Deci eu zic să mergi așa. E foarte ok. Sau poate ăsta? Prima încercare, am luat-o în bară. Pentru că nu am găsit nimic pentru copii. L-am pierdut pe Ionuț. Nici nu știu. La nuntă, Chiel? Nici, poate așa e Voda. O idee. Cred că ați înțeles voi ce a zis el. Oare cine s-ar descurca cu 5 copii la o nuntă? Doar familia mea, Mimi? Salutare! Astăzi avem un vlog special. De când ne-am mutat în România, este pentru prima dată când mergem la o nuntă românească. Și suntem foarte încântați și avem emoții. Deci să o luăm de la un capăt. În primul rând vom face cumpărăturile necesare. Cine știe, poate prindem și niște reduceri. Și au început căutările. Să-i dăm start! Eu o să încep de la ochelari. Serios? Hai, Mircea! Și mergem dintr-un magazin în altul! Ne tot tatonăm așa, unul câte unul? Pentru că încă nu cunoaștem bine magazinele și mall-urile din orașul nostru. Eu ard din nerăbdare și sunt curioasă să aflu cine și ce își va alege. O poșetă? Bă, ce multe sunt! Cred că îmi voi alege una. Hai că tati deja și-a încercat norocul. Și ce am importat? Ne vor îmbrăca abonații, care activează aici. Deci ne putem baza pe ei și avem mare încredere. Asta e primul model, dar nu și culoarea. Tati, privește! Unul alb și frumos. Asta e pentru o altă dată. Mami, ce zici să mă îmbrac așa? În stilul tricolor. Albastru, galben și roșu. E un pic verzei, da? Tati, oare e ok această combinație? Să vi spună și abonații. Mami, s-a umblea Marin, ce zici? Ce fac băieții, tata? Aranjează marfa pe rafturi? Aranjează sau o deranjează? Pune la loc, așa. Priviți ce floare de bumbac am găsit aici, din care se face. Scrieți repede în comentarii. Avem parte de o consultanță la cel mai înalt nivel. Hai, tate! Ce, tate? Mami, pentru prima dată? Pantalonii vă strâng? Hai, da! Hai, tate, să te vedem! Este cam așa, mai. Ce zici? Doar că ăștia rup! Eu zic să merge așa. E foarte ok. Ionuț îl filmează pe tati. Vloggerul nostru mic în acțiune. Bravo, Ionuț! Tati s-a îmbrăcat cu alțaco. Ce model să aleagă? Pe acesta sau celălalt? Să alegem și un papion. Vreau să potrivești acesta. Nu știu. Sau ăsta? Sau ceva în carouri? Mai încearcă ceva. Sau un verde? Hai, tati, să te vedem. Sau poate ăsta? Dar ce am ales? Vezi un pic mai târziu, tot în vlogul de astăzi. Acum căutăm croitorie pentru că avem nevoie de făcut tivul pantalonilor lui tati. Hai să vedem, reușim oare? Prima încercare, am luat-o în bară. Iar acum este rândul lui mami. Am găsit deja ceva. De fapt, două modele. Unul așa și unul așa. Mami, le testăm pe ambele? Hai să le testăm, dar până atunci să întrebăm abonații. Pe care o aleg? Uite ce cuirașe, niște scaune întoarse invers. Cam așa e primul model. Este ceva mai neobișnuit. Nu mă simt prea bine. E foarte grea. Cum voi dansa cu ea? Dar aștept părerea voastră. Hai, mă duc să încerc și pe al doilea model. Și celălalt model. Mai este unul ăla. Adică am mers mama Gabi. Aici am eu și ea, dar la ora asta e închis. Trebuie să mă determin. Deja ce am ales aici, la fel vezi un pic mai târziu. Rămâi cu noi! Ce-ai găsit aici? Și nu trebuie să te duci cu mașina la spălătorie? Da, da. Îți spală drept aici. E sigur? Și-au dat și șosetele? Uite, face ca pisica aia. Ce, Ionuț? Că nu-i place. Hai, descalță șosetele. Dar noi?
Ca să ne reușească, trebuie să apeși pe like și să te abonezi. Tati cu ceilalți copii a plecat la mașină, iar noi cu Ionuț căutăm atelier. Nu prea găsim, suntem peste program. Oare reușim? Și acum mergem la alt mall. Pentru că nu am găsit nimic pentru copii. Am mai ajuns la un magazin. Să vedem. Poate găsim aici și croitorie, dar și haine pentru copii. Ce auzi? Am găsit croitoria. Yes, mi-a reușit. Tati, deja ai intrat în cabină. Deci se poate, doar cu ajutorul vostru am reușit. L-am pierdut pe Ionuț. Ce e asta? O mașină? Acum îi ia măsurile lui tati. Ne-a reușit, i-am lăsat. Iar acum căutăm și pentru copii. Am găsit ceva super fain. Da, Melissa, tu fiind slabă, avem nevoie de mări mai mici. Hai, măsoară! Oare așa este ok? Melissa, nu este și așa model. Ce zici? Nici nu știu. Și acum rândul lui Matei cu mașinuța. Iar acum să găsim ceva și pentru băieți. Gita, pantaloni, cămăși, ce tricou. Zici de asta? Am văzut și acolo, albe și cu bundiți albastre. Hai să vedem. Aceasta? Nu chiar aceasta? Aceasta sau aceea? Wow! Primul? Este tot de ok. Aia! Mici, poate așa e moda. Ui, cămașa este mare. Urmi ce este pentru. Așa fel? E mai ok. E mai drăguț. Sau așa? Eu zic că modelul 2 a fost mai ok. Eu gata. Nu ce, dar nu-i nimic? Mircea, unde te-ai pornit? Ai îmbrăcat tricoul? Yes. Așa e, Mircea, dacă te grăbești. Și ăsta e perfect. Îmi place. Fain. Îmi place și culoarea, o prinde bine. Și? Albastru cu flori. Interesant. Și așa. Hai că eu am reușit. Băieții mai puțin. Cu siguranță găsim ceva și pentru ei. Doar că trebuie să-i ajutăm. Hai! Ce, Mircea? Am fost la bani. Hai, în Pepco am găsit ceva, dar vom lua altă dată. Mai avem o încercare până închidem magazinul. Următoarea etapă de pregătiri este tunsul. Nu mergem la salon, dar și acasă e ok. Și Mihai a venit la ajutor. Vrea să se frezeze și ea? Ai puțin păr, Mihaela, da? Ai puțin păr. Acum este rândul meu. Mircea, ce zici să-ți facem cu afură? Chel. La nuntă, chel? O idee. A venit și rândul meu. Acum e rândul meu. Sunt doi breton? Sau un general? Să-mi tund părul până la umeri. Nu știu, nu știu. Cei care ne urmăresc să ne spună. Părul Melisei este foarte lung și nici nu știu cât să tai din el. Doi sau maxim 3 milimetri. Eu cred că tu glumești. Ionuț, unde te-ai pornit? Ce e în spate? E pregătit hainele pentru nuntă. Și unde le pui? În jugeac. Cred că ați înțeles voi ce a zis el. Tomaș. Oare pe care să o aleg? Am diferite culori? Eu zic să le iau pe acestea. Și atunci când plecăm la nuntă, avem nevoie de bagajele noastre pentru hotel, pentru că nunta nu e una simplă, ci una cu tradiții. De câteva zile, mami. Și costumele noastre. Nu unul, ci multe. Tati, tu de fapt ai doar unul, nu mai multe. Noi, fetele, avem mai multe haine. Ce să faci? Așa dacă aveți fete la casă? Hai, repede, ne-am împachetat, ne-am luat rucsacele, ne-am schimbat.
și-am pornit la drum împreună cu voi. Și acum vrem să luăm bagajele din casă. Ionuț și cu Mihaela rămânând acasă, pentru că sunt prea mici pentru așa evenimente gălăgioase. De aceea scăunelile lor trebuie să le detașăm de la mașină și să le lăsăm acasă. De fapt, tati, nu știu ce copil mai mic de un an sau de doi ar rezista la o nuntă atâtea ore. Cam greu. De aceea am hotărât să-i lăsăm acasă și când vor crește mai mari. Dar de fapt, tati, oricine s-ar descurca cu 5 copii la o nuntă? Doar familia mea, Limi? Poftim, mami, scăunelile. Așa. Este și al doilea. Matei, îl punem de mijloc. Să vadă mai bine. Drumul. Așa. Este. Tati, hai merge. Da, într-adevăr, tati, afară este foarte cald și am transpirat. Așa. Ne-am pornit la drum! Toți cu dispoziție! Wow! V-ați schimbat scaunele? Da, invers. Și așa este mai fain. Ne-am oprit la Easy Box. Toate are un colet. Și după aia mergem mai departe. Avem nevoie de... hartă electronică, dar și hartă fizică, ca să ne uităm și pe ele, să vedem care drum e mai larg. Unele sunt mai înguste și plus la toate mai verificăm și pe aplicație. Și plus la aceasta mai avem și niște informații de la niște colegi care ne spun nouă cât de calitative sunt drumurile pe care vrem noi să mergem. Și mereu când mergi la vale, îți pare că colzi cu mașina în spate. Pentru că mergeți cu spatele. Cum? Noi toți spălați, chiutiți, călcați, iar mașina noastră nu? Nu, nu se poate așa ceva. La nuntă toți trebuie să meargă curați, inclusiv și mașina noastră. Hai, tati. Vrem și noi să vedem. Haideți. Repede, repede, că vine apa. De fapt, mașina noastră nu e murdară, e un pic prăpuită. De aceea vă face o spălare foarte easy. Ce-ți place să privești cum părinții tăi spală mașina? Dar mie nu-mi place să privesc, pentru că eu vreau să spăl! Uno, stop! Ai reușit? Eu nu prea. Eu vreau să încerc! Hai, Matei! Ta-da! Toate s-a reușit cu 3 jetoane, cu 3 fițe, bravo! Hai! Noi am pornit la drum lung, dar cineva este foarte flămând în această mașină. Oare cine crezi tu? Taci! Matei, și acum ce propui? Oare ce să mâncăm în mașină? Ciuc și burger. Eu aș mânca o plăcintă cu brânză. Dar eu, spre exemplu, aș mânca niște fructe și legume. Nu m-aș da într-o parte. Dar răbdări prăjite bine, nu vrea nimeni? Iar eu propun să ne oprim la primul Peco și să vedem ce găsim din ce și-a dorit fiecare. Peco, let's go, mai că nouă ne-am mânca. Fii foame, copii! Doar suc? Cu ce plăcintă? Au doar sandvișuri. Încă ce este, da? Ce ai în pungă? În plasă, mami. Alte 5 plăsuțe. A, alte 5? Da. Super! Nu rămâne flămânzi. Poate, ce faci acolo? Pe ce ai apăsat? Vrei muzică? Am împărțit în spate, mami. Hai să vedem. Una câte una? Cine și ce și-a ales? Eu fac. Melissa? Eu ceai cu piersic și ceai cu zmeură și-a. Matei, tu? Nimic. Asta? Aloe sau ceai? Aloe. Poftim, Matei. Poftă bună nouă! Haideți că vine și mâncărica pe rând pentru fiecare! Cel mai mic lui Matei
Și eu vreau să-mi pun moză, nu numai băieții. Și pentru șofer? Ani, mi-am amintit, eram în, în Peco de Dulești. Cine adoră micii de la Dedulești? Scrieți în comentarii! Apropo, a fost la fel, la recomandarea abonaților! Mulțumim frumos! Nu rămâne nimeni flămând! Poftă mare tuturor! Noi am parcat mașina, am ajuns la hotel și urmează să vedem care sunt camerele noastre. Deci, haideți! Deci, haideți! Și apropo, de jur împrejur se aude muzică, dar nu e astăzi nunta, așa că rămâneți cu noi! Ce fac băieții? O să dormim aici, în camera noastră. Pe fotoliu, da? Așa arată camera noastră. Hey. Copiii au vrut să stea mai sus, iar noi, părinții, din mai jos. Uite ce lumină mică. Pentru tine, da? De papa de aceasta este o funde pentru ca să citești cărți. Da? Te pui seara, zici lumina din cameră și doar asta lumează în carte și citești. Eu zic să prindem la puteri pentru că ne așteaptă o zi plină de evenimente. Haideți! Aici pe perete am găsit un tablou cu pământul nostru. Așa arată și am observat că este însemnat cu roșu. Doar că pe harta aici ar trebui să fie Africa. Oare tati ne-a dus în Africa? Și repede la culcare! Eu n-am rezistat și mi-a luat din minibar ceva alune. Erau și ciocolate cu alune, dar n-am Nu ai voie! Nu am voie! Deci, seară bună! Ne vedem dimineața!